Ce, mă, pisicule, mă? Te știu de fapt, minge. În ultimii ani am tot alergat, sau pedalat, sau înotat. N-am făcut asta doar pentru mine, cu toate că eu sunt principalul beneficiar al acestui efort fizic. Am făcut asta pentru tot felul de cauze în care cred și pentru oameni care au avut nevoie de ajutor financiar. Cum s-a ajuns la așa ceva? În primul rând, eu sunt o persoană minunată. Dar în al doilea rând, eu am o plajă de urmăritori care, stimulați de faptul că eu transpir în cadrul la diverse activități, se vor simți motivați să scoată bani din buzunar pentru tot felul de acțiuni de binefacere. Poate că la prima audiție nu sună ciudat, dar hai să repetăm afirmația de mai sus cu vocea potențialului sponsor. Am să dau bani cauzei X pentru că Bonea aleargă. Cum sună? Dar cum s-a ajuns în punctul ăsta? Sunt mulți factori pe care trebuie să-i luăm în considerare, dar eu am remarcat constant câteva aspecte care fac casă bună în raportul unul aleargă, altul plătește, cauza trăiește. Ca această ecuație să funcționeze, e nevoie de cel puțin una dintre următoarele. Sportivul de ocazie să-și dorească atenția gestului său binefăcător și sedentarii cu portofele să se considere sau autoconsidere parte din poveste. Cauza trebuie să găsească aceste două tabere și să le unească atât de bine încât să rezulte destui bani pentru rezolvarea unei probleme. Dar acum nu vreau să discut despre subtilitatea psihologică a modului în care se strâng bani pentru diverse. La fel de bine am putea discuta despre cum și cât de bine merge strângerea de fonduri pe care o fac voluntarii care stau în jurul clădirilor de birou la final de program. Oare ți iese corporatistul cinic de la muncă, sătul de lins logo nociv și vrea să se împărtășească cu o donație de 1, 2, 5 lei pentru X sau Y cauză? It can't work! Mi-ar plăcea totuși să vorbim despre altceva, despre cum România pare că se îndreaptă spre o țară pe donație. Nu știu cum e la alții, poți să spui la comentarii dacă situația e similară. Citisem undeva o vorbă care mi s-a părut interesantă, dar nu mai știu despre ce țară era vorba. Zicea așa, în țara noastră nu donează nimeni bani, pentru că asta înseamnă că statul nu își face treaba. E foarte adevărat. Din ce în ce mai mulți oameni din jurul meu aleargă pentru cauze, pedalează pentru oameni cu probleme. Probabil s-a ajuns în punctul în care societatea civilă și-a dat seama că doar așa se pot face școli, spitale, grădinițe, orică se poate ajuta punctual un om. E asta o metodă bună? Cu mintea de acum îmi dau seama că nu. I'm telling you guys, it's wrong! It's wrong! It's wrong! Ce rost mai au taxele și impozitele dacă cetățeanul trebuie să alerge și să doneze pentru probleme care în mod normal își găsesc rezolvarea din taxe și impozite? Ce rost mai are o țară care nu poate face nimic pentru cetățenii ei din banii colectați? La fel de bine am putea să renunțăm la buletine și să ne facem niște carduri de identitate de donatori, ori membrii de ONG și alte asociații. Măcar aia fac ceva, nu? Și așa se împlinește o parte din dorința lui Chomsky, un fel de anarho-ONG-sindicalism. Pentru politicienii naivi, ori proști cu diplomă, la distanță, trebuie să fie foarte relaxantă această metodă, ei considerând că oamenii se autogospodăresc pe lângă stat. Uitând că frustrarea populară pe colectarea de taxe crește și într-un final dispare, cel puțin emoțional, legătura dintre cetățean și stat. Dar din toată harababura asta se poate profita masiv, mai ales din punct de vedere al imaginii, motiv pentru care în contexte corecte și sincere de binefacere, ai oameni cu gânduri bune care aleargă purtând pe piept simboluri și sloganuri ale unora care sub o formă sau alta sunt o parte din problemă. Nu cred că s-a râs destul la faptul că Volkswagen sponsorizează maratoane pentru aer curat și McDonald's pentru o viață mai sănătoasă. Adică umorul e acolo. Are you all right, man? I think so. How about now? E ca și cum Shell ar face un maraton pentru Africa. L-au făcut. Ori Nestle n-a făcut și asta. La naiba. Oricum,
Am mai vorbit despre spălătura de imagine și în episodul precedent. E foarte greu să propui o soluție care să nu afecteze masiv persoanele și cauzele care chiar au nevoie de bani, fie ei de cetățeni cu intenții bune, ori companii cu intenții de PR bune. You're right, Scoob. We're dealing with one sick son of a bitch. Ce să faci? Să se refuze banii pentru construirea unui spital pentru copii doar pentru că banii vin de la o companie care afectează sănătatea copiilor? Să se refuze fondurile pentru înfrumusețarea unui context doar pentru că donatorul murdărește pe altă parte? În schimb, în timp ce continuăm să alergăm, pedalăm și notăm pentru diversi și diverse, spre glorificarea personală în digital și bucuria cifrelor din brăsară, putem să și mergem. Și am două destinații în minte pentru acest mers lejer care nu obosește pe nimeni. În primul rând, să mergem la cei care nu-și îndeplinesc rolul de cetățeni, aia care caută mereu să fenteze statul, să facă șpârle, să nu plătească ce au de plătit, aia care sunt într-o competiție cu țara, considerând că și ei trebuie să fure țara care îi fură pe ei. Îi știți, vă sunt poate rude, colegi de muncă, șefi, vecini. Sunt aia care se jură că și-ar plăti taxele și impozitele dacă nu li s-ar fura banii. Ce-ar face ei cu banii furați? Unii au idei tâmpite și egoiste, alții au idei bune, pentru care nu există bani. Dar, George, politicienii fură. Tocmai ai descoperit a doua destinație a mersului. Mersul la cei responsabili de banii colectați. La politicienii care își bat joc de sumele alea și instituțiile care îi sifonează. E așa greu? Nu e greu din moment ce de cele mai multe ori cei mai mulți dintre noi alergăm și pedalăm în jurul acestor instituții în timp ce strângem bani și like-uri pentru viața cuiva. What's your point? Este că am alergat prea mult, am pedalat prea mult, am făcut prea mult sport pentru oameni și probleme și nu putem face asta pentru toți. Nu putem lăsa țara și societatea pe mâna unui sistem de întrajutorare sportivo-facebookistică. Poate părea un efort mai mare, mai ales că e mental, dar simt că e nevoie să lucrăm la o societate care nu trăiește din donații și mușchi instagramabile ai unora, ci din cum își drămuiește banii pe care trebuie să-i colecteze și să-i distribuie. De exemplu, tu ți-ai plătit taxele? Ai încercat să fentezi statul pentru o greșeală făcută? Asta dacă ești capabil să înțelegi că ai greșit? Ai tras la răspundere mai mult decât printr-o postare obosită de social media politicianul și partidul care ți-a fentat banii din buget? Mai ales dacă e cel pe care l-ai votat? Sau mai scrii și alte texte bune despre cum trăim cu impresia că plătim taxe și cum trăim cu impresia că știm pentru ce plătim? Dar nu știm. Suntem per ansamblu pomanagii într-o relație de tip... Altfel spus, nu cred că o țară poate să ajungă prea bine dacă trăiește din donații. Adică ce te aștepți să se întâmple dacă ridicăm câte un spital în fiecare oraș din SMS-uri? Concluzia e că nu putem dona la nesfârșit și nici nu e normal să o facem. Dacă ți-a plăcut ceva din ce am spus, poți să dai subscribe, like, share, să donezi, știi ce zic?